Dar am rămas surprins și am venit pe la dumneavoastră prima dată când ajungem la primărie la Voineasa. Am venit pe Dobrun, o tică de jos, Dobrun, nu zic că acolo drumurile sunt perfecte, dar oricum s-a putut circula la dumneavoastră, primarii dinaintea dumneavoastră. Lumele n-au fost în stare să facă absolut nimic în localitatea asta. Eu zic că primarul dinaintea mea chiar n-a făcut nimic pentru comun. Poate pentru el personalul. Păi nu mă plimb în curtea lui, știți? Nu stau... Pentru comuna nu a realizat nimic, nici un metru de drum. Și ce formațiune politică a fost? A fost conservator, a fost pe un ereu, știți, s-a plimbat doar prin lobă. Și degeaba. Și nicio realizare. Dar spuneți, numai aici, în zona asta unde e primăria, aproape de Balș, este o porțiune de asfalt. În rest, ce s-a întâmplat? De ce nu a putut? Am văzut niște pante abrupte. Niște, cred că de acolo oamenii nici nu mai pot să mai miște, nici nu poate să se deplaseze, nici nu poate să facă nimic. Așa este, drumul ăsta e drum județean 643, unde Consiliul Județean a trebuit să-și asume o răspundere foarte mare. Deci e drum județean? Drum județean, cu numărul 643. Da. Pentru că de toamna și până primăvară, în satul Voineasa Mică, Voineasa Mare, nu se poate ajunge. Pentru că nu se poate urca, numai dacă ai un tractor să te tragă sus cu mașină sau am cu salvarea sau cu... Are o inclinație destul de mare și nu poți, numai dacă o betonezi. S-a încercat cu piatră, s-a încercat cu astea, nu, pentru că vin plăile și o spală. Și rămâne la pământ și pământul, un pământ din ăla argilos, unde se... nu patinează orice. Am înțeles că aveți niște proiecte. Început acum. Gata, deci în câteva luni v-aș și apucat de treabă, că nu se mai poate altfel. Am încercat și încerc, deci sunt în faza de emitere a studiului de fezabilitate pentru drumul comunal 154, care face legătura între Voineasa Mică și Voineasa Mare, acolo unde nu se poate ajunge decât vara. Cu căruța. Cu căruța. Până noi ne-am luat mașina. Și sunt în fază în care cred că în 10 zile va fi gata studiul de fezabilitate, unde am promisiune că m-ar ruga să rezolv pe ordonanța 577. Am înțeles că dumneavoastră ați mai fost primar în această localitate. În ce perioadă ați fost? Am fost în perioada 2004-2008. Unde am realizat drumul comunal 154A, combinat 154B, cu o lungime de 8 km. Și am insistat și am realizat 4 km de drum județean prin Consiliul Județean. M-am stat pe cap rău până am realizat 4 km în comun. Unde am rămas, după ce n-am mai fost, am rămas la stadiu. Am văzut, noi am mai găsit porțiuni de asfalt venind dinspre Voineasa Mică, cum îi spune dreapta de dincolo, dinspre Dobrun încoace. O porțiune asfaltată, una neasfaltată. Aia datează după un an 96-2000, atunci a făcut fostul primar. Dar de ce a fi făcut acolo, decât bucățile? Locuiam în zona respectivă. Dar explicat ea. Locuiam în zona respectivă. Nu, trebuie apreciat că sunt unii primari care nici prin fața caselor nu și-au aruncat o lopată de asfalt. Ce mai aveți de să faceți? Că sunt multe de făcut. Primăria, văd, e frumoasă, e mare. Primăria am realizat-o tot pe mandatul meu. Este comuna nouă înființată? Nu. Primăria a funcționat în satul Voineasa Mică, în două, trei cămăruți acolo. Și m-am interesat, am cumpărat un magazinul la fosta cooperație. Aici, locația asta unde este primăria? Fostul magazin al cooperației. Da. Am cumpărat cu o sumă destul de mică, 160 de milioane pe timp. Da. Și mi-am realizat un sediu destul de bun, cu încălzire centrală, cu toate utilitățile. Am realizat chiar urgența numărul 1. E școala din satul Mărgăritești. Am fost și... Acum, câte sate are localitatea? 6 sate. Vă rog să le dăruiți. Blaj, Voineasa Mică, Voineasa Mare, Rusănești, Mărgăritești și Lacomiță. Da. Iar centrul comun e la Mărgăritești, școala de centru e la Mărgăritești, dar
clădirea lasă de dorit. Nu știu dacă voi putea lăsa să funcționeze în toamnă școala, pentru că sunt câteva grinzi fisurate, acoperișul lasă și nu. Și ce? E posibil să fie dat avizul de funcționare dacă nu... Păi chiar dacă ar da avizul de funcționare, nu i-aș lăsa fără. Vreau să intre în reparație. E așa de rău. De când e construită școala? E de mult. Nici eu nu știu exact anul. Oricum. A, probabil e de acum 100 de ani. Acum, cred, eu am făcut școala în clădire. Și nu știu dacă... Nici nu știu când s-a construit atunci. Da, până la 1900 și da, ceva, și am văzut. Vă zic 1900 toamna. Se poate. Câte clase funcționează? 8. 8 clase, da, cu două de grădiniță. Cu două de grădiniță. Câți copii mai sunt în Voineasa? 117, numai la Norvegiști. 117 și la celelalte școli? Da, la Voineasa Mică, unde intră Voineasa Mare, plajă, și o parte din Rusănești, vreo 80 și ceva de ele. Și o grădiniță cu clasele, grădiniță și școală cu clasele 1-4, simultan toate clasele. Înseamnă că sunt copii puțini. Foarte puțini. Îmi dau toate utilitățile. Foarte, da, foarte bine. Este în proiect o grădiniță, nu știu de ce am făcut-o, a fost primar locația acolo, unde ar vrea să o facă. În satul Racului, când la Vărgăitești nu au un local cum trebuie, unde sunt ele și perspectiva de elevii. Da, familii tinere care... Familii tinere, oricum. De obicei, cu ce se ocupă locuitorii din comuna dumneavoastră? 90% agricultură. Agricultură, da? 90%. Și... Sunt din zarzavaturi, sunt cultivate. Sunt grădinari. Sunt grădinari, din vânzare de porumb, animale, astea de... Se terează, oricum, după zic altă. Da. Și până îi scopate din ei, mai lucrează și la Balș, la societății? Mai sunt puțini care lucrează la Balș, pentru că locuri de muncă nu prea sunt. Majoritatea care au lucrat, lucrau pe la IOB-ul, da. Osi și Boghiu. Restructurările sau falimentul întreprinderilor i-a obligat să retragă acasă la munca. Da, ori fi plecat și în străinătate la muncă. Avem și plecați în străinătate. Tot ce se construiește mai am văzut că aveți case frumoase. Noi chiar mă gândeam, uite ce diferențe între casele astea frumoase și drumurile astea neasfaltate și condițiile foarte. Majoritatea ce se construiește, se construiește cu banii veniți din afară. Adică cei care lucrează în afară, vin... Mai pot să-și mai facă o casă. Mai fac cei care, cei care toacă frunză zăpacii... N-au din ce. N-au trăiesc cu pe o zi pe altă. Știu că e greu, ați prins o perioadă grea și dumneavoastră acum, perioada asta, și criză și asta. Cum credeți că vă veți desfășura activitatea în continuare? Cum veți rezolva o parte din problemele comunității, o parte din problemele comunității cu care dumneavoastră ați intrat în campania electorală? Eu sunt optimist, sper să le rezolv, pentru că dacă vă spune acum bugetul primăriei e zero, poate aș zice că nu e adevărat. Dar tot ce a fost cheltuit până în luna mai, de fostul primar, pe lucruri care nu se văd. Iar la ora actuală sunt pus în situația să ar putea nu de peste mult timp să oprești și iluminatul public din cauza fondurilor. Nici în cadrul primului rechizit sau birotica, care strictul necesar al primării, nu pot să o asigur. Consiliul Județean știe cu ce probleme vă confruntați? Am trimis adrese și la Consiliul Județean și sunt în faza de promisiune. Dar da, nu puteți să scrieți pe promisiuni și nici să eliberați adeverințe. Exact. Asta e situația de zi. Vă lăsați așa că eu știu că dumneavoastră sunteți unul mai bătăios. Nu, no, niciodată nu mă voi lăsa. Trebuie să obțin ceea ce... mi-am pus în plan și sper să le obțin. Da, și am spunea dumneavoastră mai devreme că aveți ceva, un proiect pe fonduri europene. Drumul comunal 154 a combinat... Cam ce valoare are? Păi se ridică la undeva la 1000 și ceva, 1 milion de euro. 1 milion de euro. Da. Apă, canalizare, aveți în localitate? Apă, canalizare, sper la anul să fac proiectarea pentru... Dar e important, e infrastructura. Fără infrastructură nu mă voi ocupa de nimic.
Dacă nu am asigurat infrastructura, degeaba celelalte. Am satul Voineasa Mare, într-adevăr, care trebuie alimentarea cu apă. La ora actuală n-am decât 5 pântâni, din care 3 sunt deja, din cauza secetei, au secat. Și care apă cu butoaiele pentru a aduce la animale și... Și asta e o prioritate. Și asta e o prioritate, dar infrastructura e mai importantă decât toate. Decât toate. Este într-adevăr și infrastructura, că vine iarna și probleme. Numai dacă ne-ar da totuși în dotare un elicopter, atunci aș putea asigura ieșirea din satul respectiv. Asta vorbiți cu domnul Dan Diaconescu, că e singurul care deține, un elicopter. Da. Ei, uite, apelăm când o fi ceva, sunăm. Să ne dea un elicopter în dotare. Însă trebuie să ne asigure și combustibilul. Pilotajul facem, combustibilul, primărie fără mașină, fără ceva, există totuși Voineasa. Da. O putem trece pe... Nu aveți mașină la primărie? Nu. Și cu ce mașină? Cu ce vă deplasați? Cu mașina de proprietate personală. Și dacă n-ați avea, să zicem că uite, n-aveți. Cred că mi-aș lua o trotinetă. O trotinetă? Da. Sau te și la o ocazie la parte. Nu, trotinetă e mai sigur că e a mea, deci la o ocazie nu te poate. Da. Sunt multe, unele primării am văzut că fac diverse activități sau, eu știu, desfășoară diverse activități ca să mai, îmbunătățească, să înveselească așa oamenii. Dumneavoastră v-ați gândit la ceva, la o ziua localității, la... M-am gândit la ziua localității, dar acum vreau să-mi vizitez și echipa de fotbal a comunei, am și înscris-o. Am dat înscris Asociației Județene că voi plăti înscrierea și asta din mai târziu. Din banii dumneavoastră? Pentru că n-am de unde efect, am zis că nici pentru birotică. Și mi-a admis totuși până în luna octombrie să... Dar societățile comerciale, care își desfășoară activitatea în localitatea dumneavoastră, nu contribuie și ele cu sponsorizare? Nu, pentru că n-am decât două societăți cu sediul în altă parte. Două societăți, agricole. Agricole. Da, sediul în altă parte, dar desfășoară activitatea. Deci desfășoară, pe bază de agricole. Și cum a fost anul ăsta cu seceta și ăsta, sunt în pierdecină. Deci ce să mai sponsorizez. Bine, domnul primar, noi vă urăm succes. Vă mulțumim pentru scurtul interviu pe care ni l-ați acordat. Sper să mai venim pe la dumneavoastră, dar nu pe partea asta, până venim pe partea cealaltă, pe Balș. Într-adevăr, e mai bună, deci drumul e mult mai bun pe Balș, e betonat, cu toate că e betonat acum 6-7 ani de zile, pe fondul Sapar, da. A fost evident, da. Dar din cauza că lucrează terenul, se lasă, cum ce spune, a crăpat, ar necesita și pe el să-i mai torn un strat mic de asfalt din ăsta. E tot drum județean, nu? Nu, e comunal. Până în Racovița, din Racovița, chiar până unde e distrus. Da, încă o dată vă mulțumim. Și vă urez succes. Mulțumesc.